Dobânda de politică monetară care determină evoluția celorlalte dobânzi din piață, inclusiv a dobânzilor plătite de românii care au credite în lei, a ajuns la nivelul din martie 2020. În ultimele 4 luni, Banca Centrală a luat mai multe decizii succesive prin care a crescut acest indicator de la nivelul minim de 1,25% până la nivelul actual de 2%, și asta ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor. Iar Banca Națională anticipează că inflația va crește și în următoarele luni, chiar peste prognoza din luna noiembrie 2021, când estimarea era de 8,6% în trimestrul al doilea din 2022. Totul din cauza scumpirilor mai mari de pe piața energiei electrice și a gazelor naturale, dar și pentru alimentele procesate. Peste tot prețurile cresc din cauza facturilor la energie electrică și la gaze naturale, numai că cresc mai încet decât la noi. De ce? Din cauza haosului în care s-a produs liberalizarea prețurilor la consumatori și din bâlbâiala autorităților până s-au dezmeticit cum să reacționeze. După majorarea dobânzii cheie, au crescut și indicii folosiți pentru calculul dobânzilor plătite de populație pentru credite. ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,05%, iar IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, la creditele mai noi este acum 1,17%. ROBOR-ul, care a depășit recent 3%, are în perspectiva șanse foarte solide să se apropie și să depășească 4% pe parcursul acestui an. 5% este un nivel care ar putea fi atins în anumite condiții. IRCC-ul vine cu o întârziere. Pot spune că decalajul foarte mare de care s-au bucurat cei care au luat credite mai recent și au referința la IRCC, probabil se va reduce. Românii trebuie să se pregătească să pună mai mulți bani deoparte pentru rate. Și alte bănci centrale din regiune au majorat dobânda cheie, iar unii analiști se așteaptă ca astfel de majorări să existe și în următoarele luni, inclusiv în politica BNR.